cadrul acestui eveniment, în primul rând, oferirii colectivului de oferire se pătre, cum ne-a pus la discuția această sală, și tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestui eveniment, asociații membrilor, asociații pentru viață, care au foarte multe inițiative. Postul acesta nașterii Domnului este un post al campului române. Este un post care ne îndeamnă pe toți să ne gândim la cel de lângă noi, fie că este copil, fie că este vârstnic, fie că este o persoană bolnavă. În fiecare dintre aceștia trebuie să vedem pe trupul Iisus care se așteaptă de la noi daruri. La fel cum moacei l-au așteptat pe trupul Iisus cu daruri și noi, fiecare dintre noi, trebuie să oferim daruri acestor copii minunați, care închipuie în persoana lor pe trupul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, îndreptat spre noi. Este așadar o perioadă a șapte lucruri, iar îndemnul nostru al Bisericii pentru fiecare dintre dumneavoastră este să sprijiniți după cum puteți din faptele mine și pătești pe cei care au nevoie de ajutorul nostru. Sperăm ca aceste colinde, interpretate de aceste glasuri inocente, să picure din lumina sărbătorii Crăciunului în sufletele dumneavoastră. Mulțumesc și vă doresc o seară minunată! M-am emoționat și am făcut repede, dar am vrut să spun lucrul acesta. În continuare, invităm pe copiii de la Sfântul Diaconie.